Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt profesorul Nicolae Drăgulă Nescu, președinte de onoare al Federației Asociațiilor de Consumatori din România și secretar general al Fundației Române pentru Promovarea Calității. În ciclul Calitatea, subiect de interes național, pe care va difuza Telecom să fiecare luni seara, începând cu ora 21, avem plăcerea în această seară să stăm de vorbă cu domnul doctor inginer Dan Stoichițoiu, președintele Societății Române pentru Asigurarea Calității. Domnule Stăchițoiu, foarte fericit să vă invit la această televiziune care de-abia a fost inaugurată pe 15 martie și care deja are o audiență substanțială, pentru că consumatorii din România încep să-și dea seama că fără calitate, fără metrologie și fără standardizare, protecția consumatorilor nu ar putea fi realizată. Dumneavoastră, care sunteți un pionier în aceste domenii, vă rog să vă prezentați și vă rog să ne spuneți nouă și telespectatorilor cum ați lucrat, ce ați lucrat în aceste domenii de bază pentru consumatori, metrologia și asigurarea calității. În primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație și Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor care au facilitat această invitație și bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Spuneați să-mi fac o scurtă prezentare, nu vreau să mă laud prea mult. Sunteți prima dată la Telecom Da. și e normal. Deci am absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații prin 68, după care am făcut a doua facultate la ASE, la zi cu scutire de frecvență, era în acea perioadă Relații Economice Internaționale în 79 sau în 80, după care mi-am luat doctoratul în fiabilitatea sistemelor, avându-l ca conducător de doctorat pe un om deosebit, domnul profesor Lăzăroiu, care acum este în Franța. Mi-amintesc că m-a chemat odată seara acasă să-mi spună: termină repede teza, că eu în câteva luni o să emigrez în Franța. Și așa s-a întâmplat. La o lună după ce am susținut teza, dânsul a plecat definitiv în Franța. Am lucrat în diverse domenii, toate din domeniul calității, metrologiei, standardizării, certificării, etc. Deci, până în 82 am fost cercetător științific principal la IPA, unde lucram în laboratorul de omologări, după care un colectiv de la IPA a fost transferat la IAMSAT, este întreprinderea de montaj, servicii, automatizări și telecomunicații pentru sectorul centralelor nucleare. Deci, un colectiv de la IPA a făcut la IAMSAT grupul care s-a ocupat de centrala nucleară de la Cernavodă, eu fiind șeful serviciilor CTC Laboratoare CNE. Aici am aprofundat și am făcut cunoștință cu cerințele și standardele de asigurare a calității și din domeniul nuclear și din toate domeniile. Din 89 am fost numit șef al Inspecției Metrologiei de Stat, unde am stat câțiva ani, ca să știe și lumea mai tânără, că asta face parte din istorie. În 89, pe 30 decembrie, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor s-a desființat. Din el făcea parte Inspecția Metrologiei de Stat. Din el făcea parte și Inspecția Metrologiei de Stat și s-a transformat prin decret în Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate, al cărui președinte ați fost numit dumneavoastră, domnule La profesor, 1 februarie 90, da. Au trecut deja 23 dacă de vă ani. aduceți aminte, Așa e, parcă a fost ieri. domnul academician Drăgănescu parcă v-a propus Era viceprim-ministru al guvernului în perioada aia, Roman, da. da. Iar între 90 și 92, deci Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate avea
Oficiul Național pentru Calitate, Inspecția Metrologiei de Stat, Institutul Român de Standardizare și mai era o inspecție... Calitate în construcții? Exact. La IGESIC, unde era director domnul Noica, a fost ministrul mai Noica. Mai târziu, a început era Stănescu. Mă rog, eu pe domnul Noica îl țin minte că era un om deosebit și de o probitate morală extraordinară. A fost ministrul lucrărilor publice mai târziu. Mai târziu a fost și ministrul lucrărilor publice, da. Ei, în acea perioadă, 90-92, ne-am ocupat de spargerea comisiei. Eu am plecat înainte. Asta până la capăt. Înaintea spargerii, înaintea spargerii, da. Oficiul pentru calitate a dispărut și s-a transformat în autoritate. Oficiul pentru protecția consumatorilor, a ieșit prima lege pentru protecția consumatorilor. Ordonanța 21 din august 92. Exact. Eu m-am ocupat de legea metrologiei, am făcut prima lege a metrologiei. Ordonanța 20 din august 92. Și am înființat Organismul Național de Metrologie, care eu sunt nașul lui ca nume, își păstrează numele și astăzi Biroul Român de Metrologie Legală. Inspirându-mă din organizarea din Statele Unite, unde biroul e ceva mare, nu ca la, cum era considerat la noi, vezi FBI-ul, Federal Bureau of... Cu mii de angajați. Da, Biroul Federal de Investigații. La diferența de la Inspecția Metrologiei de Stat la Biroul Român de Metrologie Legală este mare. Și prin lege, și prin hotărâri de guvern, cu totul altceva. Așa este. Institutul Român de Standardizare a devenit independent și așa mai departe. Deci, cam asta este istoria și această istorie a contribuit și la realizarea Asociației Societatea Română pentru Asigurarea Calității. E un nume foarte inspirat. Cum v-a venit ideea asta? Asigurarea calității nu era cunoscută și nici acum este cunoscută prea bine. Este o parte a managementului calității prin care se generează încrederea clientului în faptul că ale lui cerințe vor fi respectate. Asta sună o definiție ad hoc făcută de mine, conform standardului ISO 9000. Dar asigurarea calității la noi nu a avut precedente înainte de 90. Păi atunci să... Sper să nu plictisez lumea. Foarte pe scurt. Să mai reiau istoria. Deci, așa. Eu am tradus primul standard de terminologie, ISO 1402, care a apărut în 1986. Și de asemenea, după aceea și standardele ISO 9000. Institutul de Standardizare, am și eu acum scrisoarea printre documentele mele, mi-a răspuns la standardele ISO 9000 când le-am propus că noi nu standardizăm activități. Iar la ISO 8402 a cerut avizul Consiliului IGSF. Și mi-aduc aminte că în ziua Revoluției, chiar în ziua meetingului din 21 decembrie, aveam Consiliu la IGSF în care unii inspectori nu înțelegeau aceste noțiuni de asigurarea calității, de audit, de noroc că IGSU pe vremea aia avea un ministru, după părerea mea, extraordinar de bun și un om deosebit pe generalul Mihai Burlacu, care m-a susținut, dar degeaba, că a venit Revoluția, standardul nu s-a mai promovat, în schimb s-au găsit alții după 90 care mi-au luat standardul și l-au promovat. Acum, prima ediție când a apărut? 90. În 90. Sau 92. Era pe trei coloane, română, engleză, franceză. De fapt, engleză, franceză, română, în ordinea asta. Era foarte greu de înțeles. Știu că eu aveam dificultăți. Citeam varianta engleză, varianta franceză și pe-o îmi dădeam seama că varianta română exprima altceva. Ei, acolo s-au apărut prima dată asigurarea calității, plus că v-am zis, lucrând în domeniul nuclear și acolo era asigurarea calității. Mai mult impusă din exterior, nu? Da, de canadieni. Și ăsta a fost motivul alegerii denumirii, dar nu chiar ăsta în totalitate, pentru că eu am vrut
să mă iau tot după american și să fac Asociația Română pentru Calitate, la fel ca American Society for Quality. American Society for Quality, dar a fost cineva mai mai rapid și înființase deja ARCU. Asociația Română pentru Calitate. Asociația Română pentru Calitate și atunci noi, în 93, am înființat Societatea Română pentru Asigurarea Calității. Care e asociație, nu e societate comercială. Nu, este o asociație. Deci ONG. Și gândindu-ne că dacă Oficiul pentru Calitate a dispărut, totuși trebuie să fie organismul de calitate și, mă rog, am studiat ce există pe, în Europa și pe plan mondial și așa s-a ajuns la organisme de testare, de certificare, etc. A, da, Oficiul de Stat pentru Calitate trebuia să aplice legea 489, care era succesoarea legii 777 și care spunea că oricine nu dă calitate în industria socialistă este pasibil de pedeps, nu? Material civil penal după caz, așa era formulat. Bine, înainte erau sancțiune, dacă nu dă calitate. Era o lege a calității care efectiv avea implicații și mai ales pentru producția, pentru export, controlul calității era foarte activ și foarte exigent. Bun, dar Societatea Română pentru Asigurarea Calității avea alte scopuri decât Oficiul de Stat pentru Calitate. Societatea Română pentru Asigurarea, da, evident. Și alte mijloace. Și alte scopuri și alte mijloace și alte resurse. Deci noi primele acțiuni care le-am făcut au fost pentru a promova cultura calității în România, de a edita niște reviste, publicații, de a face conferințe. Cu ce să încep? Cu revistele. Da, avem cu ce să ne lăudăm. Avem reviste deosebite, de calitate grafică excelentă. Calitatea, acces la succes. Aici aceea este o revistă lunară, da, ultimul număr. Și Asigurarea Calității, care este o revistă trimestrială și mai de specialitate, mai pentru specialiști. Aceea, Calitatea, acces la succese și pentru manageri și pentru publicul larg și pentru mai multă lume. Și apare și în engleză, mai nou. Da, apare și în engleză. Apare și în engleză, da, pentru ca să fie calificată, se cere să fie și articole în limba engleză. Cu simpozioanele cum a fost? Simpozionul național? Stai puțin, că vreau să mă laud totuși puțin, că am ocazia. Deci, Asigurarea Calității a ajuns la volumul 19, numărul 73. Deci, înseamnă că apare de 19 ani. Deci, asta a fost mai întâi. Asta este la volumul 13, numărul 130. Aceea apare de 13 ani și sunt printre puținele reviste din domeniu care au rezistat. Eu aș zice că e unica. Nu mai știu să existe alta acum. Calitate. Au mai fost, așa că... Da, care să aibă continuitate, scurte, să fie editat dar, atâția ani. Exact, care să aibă asemenea longevitate. Deci revista asta are 112 pagini, a ajuns la numărul 130, editată de 13 ani. Asta înseamnă ce muncă să faci o asemenea revistă. Și în română și în engleză. Da. Deci, cultura calității, prima idee, să sprijinim prin SRAC cultura calității în România. Și cred că a avut o contribuție absolut remarcabilă în domeniu. Mai ales că nu prea a avut și nici concurență. Revista asta. A fost o vreme când au mai existat au media, a mai fost calitatea perioade, arcului. Da, când au mai fost câteva pe piață, dar niciuna a fost ceva cu Tribuna Calității, al lui Teodoru, parcă. Exact. Și nu mai știu să fie alte reviste care să fie avut succesul, care are calitatea acces la succes. Bun, și ați făcut și niște conferințe la nivel național. Iarăși ceva singular în peisajul actual. Nu numai singular, dar și acestea au fost conferințe organizate de Asociația Societatea Română pentru Calitate, care se numeau CCF, Conferința de Calitate și Fiabilitate, o să vă spun de unde am preluat și asta. În literatura de specialitate este citată ca a treia conferință din lume ca longevitate. Deci nu numai revistele, dar și conferințele. Deci la câta ediție?
la 13-a ediție, dar din 2 în 2 ani și cu o pauză. Prima este conferința RAMS, Reliability, Availability, Maintainability and Safety din Statele Unite, și a doua este conferința Lambda Mu, Lambda fiind parametrul fiabilității și Mu al maintainabilității din Franța, și pe locul 3 este conferința... Da, excelent. Și la fiecare ediție au participat câteva sute de persoane, nu? Nu numai că au participat sute de persoane, cea mai mare participare a fost la conferința la Herculane de după 90, când au fost 230 de persoane, de participanți, însă pe parcurs numărul a început să scadă. Avem o întrebare de la un telespectator. Unde găsim revista? Revista o găsiți la sediul Asociației Societății Române de Asigurare a Calității, din strada Borada, numărul 6, dacă vreți, telefonul... Nu, adresa aia, link-ul, www.srac.ro și gata. www.srac.ro, da. Da, e foarte bine că o mai găsim acolo. Ce-ați mai editat? Ați editat niște cărți. Dacă tot vorbim despre... Revin puțin la conferință, tot așa pentru istorie. Deci, în 1986, ministrul Alexandru Necula, ministrul Industriei Electrotehnice, de asemenea o persoană cu o viziune foarte largă și... foarte bine documentată, un om de apreciat, a înființat la cererea mea Colectivul Central de Fiabilitate în cadrul Ministerului, CCF. Cred că ar trebui să clarificăm puțin ce înseamnă fiabilitatea. Telespectatorii nu sunt obișnuiți cu acest termen. Bun, probabil că... Ca doctor în fiabilitate aveți cuvântul. Sunt mulți termeni. Da. Fiabilitatea ca și calitate este aptitudinea unui produs de a rezista cât mai mult în timp fără defecțiuni. Este sau au fost teorii întregi ale fiabilității, în ultimul timp s-a mai diluat. Evident că în lumea armatei, în lumea telecomunicațiilor, sateliților, se fac studii intense de fiabilitate, adică probabilitatea de defectare a unei componente într-o anumită perioadă de timp. Fiecare componentă, pe baza testelor, are niște indicatori de fiabilitate, etc. De aceea electroniștii, ingineri electroniști, sunt cei mai implicați în studiul fiabilității. E legat de componente, de circuite, de echipamente electronice. Da. Tehnologia informației. Păi există un standard militar american, Military Handbook 217, care dă parametrii de fiabilitate ai tuturor componentelor electronice. Și nu numai. Așa, unde rămăsesem? Deci, cum a fost cu fiabilitatea? Așa, și s-a făcut acest Comitet Central de Fiabilitate, prin care s-au adoptat o serie... și s-au tradus de CEI-uri de la Comitetul Electrotehnic Internațional, care are o secțiune de fiabilitate, unul de maintenabilitate, standarde s-au elaborat, și organizarea primei conferințe a fost inițiativa mea și a acestui Colectiv Central de Fiabilitate, și de aceea i-am dat și conferinței aceeași denumire, CCF. Conferința de Calitate și Fiabilitate. Și prima ediție a fost în 1986 sau 76, parcă la Poiana Brașov. Următoarea a fost în 88 la Băile Herculane, după care, evident, după 89 s-a întrerupt. Deci tot din 2 în 2 ani, ca și acum. Da. Și atunci Asociația, Societatea Română a Calității, înființată în anul 1993, a preluat... Societatea Română pentru Asigurarea Calității. Societatea Română pentru Asigurarea Calității. A preluat această tradiție și a organizat în continuare conferințele care
spuneam că s-au bucurat de un deosebit succes, atât în rândul specialiștilor din România, dar mai ales prin prezența unor personalități din domeniu din toată lumea. Să dau numai câteva exemple. Deci, acum două sau trei conferințe, l-am avut invitat și participat la conferință pe domnul Alexandru Birolini, care și-a lansat cu această ocazie cea de-a șasea ediție a Reliability Engineering. Deci, Ingineria fiabilității. Ingineria fiabilității. Teoria și practica. Care este o... este o biblie în domeniul calității, la fel ca manualul calității Juran. Despre Juran discutăm imediat mai pe larg, că avem multe de spus. Ok. Deci, așa n-am făcut-o, dar e bine de menționat câteva nume de răsunet care au participat la conferințele noastre, deci, afară de... Și profesorul Lăzărău, care v-a condus de doctorat, a fost guest star. A fost la două conferințe. Profesor Măsălar de la Universitatea Liege din Belgia a fost nelipsit la fiecare conferință. La ultima conferință de la Neptun, la care ați participat și dumneavoastră, a fost domnul director al EFQM. Gianluca Mulet. Gianluca Mulet. Asta este Federația Europeană pentru Managementul Calității. Și o serie de alții profesori de renume în domeniu din întreaga lume, ca domnul Tom van der Wiel din Olanda, domnul lui Balm, profesor din Ontario, din Toronto, din Canada, etc., etc. Important e că toate lucrările prezentate, și sunt câteva zeci, poate chiar și mai mult de 100 au fost la unele ediții, da, au făcut obiectul unor volume editate și distribuite participanților, dar care s-au putut cumpăra ulterior și de alte persoane interesate. Așa este, deci există volume la primele 11 conferințe, la ultimile două, banii fiind mai puțini, am editat CD-uri. Deci n-am mai făcut volume, ci toate conferințele sunt pe CD-uri. Cu permisiunea noastră, îmi permis să evoc puțin momentul Juran. Pentru că dumneavoastră ați făcut mult pentru Juran, acest compatriot al nostru, născut în 24 decembrie 1904 la Brăila. Brăilenii ar putea fi foarte mândri de el. Sper că sunt, că nu numai Terente și Didina fac obiectul acestei localități. Juran a fost considerat de președintele Bush senior ca fiind o personalitate cu un impact dintre cele mai puternice în secolul al XX-lea pe plan mondial. Poate ne întrebăm de ce, cum, ce a reușit el să facă ca să-l impresioneze pe președintele Bush. E bine, Juran a avut o deschidere extraordinară în managementul calității. El este unul din fondatorii managementului calității. El a scris vreo 30 de cărți, toate de bază în domeniu. O parte dintre ele am reușit și încercăm să mai producem și în traduceri în limba română, am reușit să le traducem. Important este însă că el a continuat să fie interesat de România, ne-a vizitat în anii 70 și amintirea lui mai devine și acum printre cei care l-au cunoscut. Atunci a apărut o primă carte a lui cu titlul Calitatea produselor, ca după 90 să putem să scoatem și alte cărți. Eu l-am cunoscut întâmplător în august 1990 la o conferință a Organizației Europene pentru Calitate din Dublin, în Irlanda. Era vedeta acelei conferințe, avea doar 87 de ani. 86 de ani, da. Și la 86 de ani el considera că se retrage din activitate. Din cauza asta toți ziariștii erau în jurul lui. Cu greu am reușit să stau de vorbă nici 10 minute. Era interesat de schimbările din România, ce vrem noi să facem în domeniul calității. Și pe mine m-a frapat să aflu că avea atât de multe lucrări și aproape toate erau necunoscute în România. În anul următor am reușit să ne întâlnim din nou, tot la o conferință a Organizației Europene pentru Calitate, data asta la Praga și cu participarea mai multor persoane venite special din România. Am stat mai mult de vorbă cu Juran și, între altele, am obținut de la lui promisiunea de a ne facilita traducerea cărților și lucrărilor, tipărite sub formă de articole sau comunicări. Cea mai mare contribuție a lui a fost la propășirea industriei japoneze după anii
grei ai celui de-al doilea război mondial, după cele două bombe atomice căzute pe teritoriul Japoniei, la Nagasaki și Hiroshima în 45. Juran, împreună cu un alt american, Edward Deming, au avut curajul să meargă în Japonia și să învețe pe japonezi modul de producere a produselor de calitate, care la ei se chema quality control și apoi total quality control. Pe scurt, japonezii au fost niște studenți excepționali, au învățat tot ce le-a spus Juran. Juran a editat multe cărți, a făcut multe cursuri, sute de cursuri pentru muncitori, maestri, dar și pentru ingineri, pentru patroni. Și japonezii au făcut ceea ce trebuiau să facă, adică au dezvoltat creator ceea ce le-a spus Juran. Și în 70-75 în Japonia a apărut ceea ce se numește company-wide quality control, deci un total quality control extins la scara întregii întreprinderi după model japonez. Ulterior și total quality control american și company-wide quality control japonez reprezintă niște versiuni ale aceleiași total quality management, tradus la noi managementul calității totale, de fapt managementul total al calității. Aceasta este abordarea cea mai eficientă a calității. Pe scurt, dacă avem nevoie de produse de calitate, trebuie să avem procese de calitate care nu se pot obține decât o organizație de calitate. Deci toată discuția se mută la nivelul organizației, nu la nivelul produsului sau al procesului, cum știam până atunci. Ei bine, să revenim la Juran. După 92, Juran a fost în contact permanent cu mine. Am de la el mai multe scrisori primite în decursul timpului. El avea o listă de distribuție și trimitea în ajunul zilei lui de naștere, 24 decembrie, câte o copie de la aceste scrisori prietenilor lui din lumea întreagă. Am avut cinstea să mă număr printre ei și am reușit să obțin nu numai faptul că și-a dat aprobarea să fie traduse cărțile lui de bază în România, el a fost primit membru de onoare al Academiei Române, a fost primit membru de onoare al Fundației Române Promovarea Calității, de care mă ocup alături de profesorul Cătuneanu încă de 92, și am reușit să determin apariția unor cărți la editura Teora, dar și la SRAC. Și aș vrea să prezentăm aici Biblia Juran, domnul secretar, dacă vreți să o arătați la cameră, rog, Manualul Calității Juran, se numește Quality Handbook. Deci aceasta este Biblia Calității, are peste 1000 de pagini și... E ediția 5-a. În 52 a fost prima ediție. Ediția 5-a, prezent a apărut și ediția 6, am primit-o de la editura McGraw-Hill. Vreau să vă spun că nici Juran, nici Institutul Juran pentru Calitate nu mai au dreptul la publicații, care a fost preluată în totalitate de editura McGraw-Hill, care numai ea este autorizată să publice... Deci cu licență McGraw-Hill ați publicat ediția românescă. Da. O realizare extraordinară. Un referențial. Este un referențial și vreau să vă spun că este cartea care s-a vândut ca pâinea caldă. Deși nu foarte scumpă, nu mai țin minte la ce preț a scos, cu sprijinul deosebit al monitorului oficial care a editat... O carte de 1000 de pagini, mai rar așa ceva în România. Pe o fel de poiță, hârtie extraordinară. 500 de exemplare s-au epuizat în niciun an. Acum, pentru că a apărut ediția 6-a, poate ar fi bine să o traducem și să o publicăm. Prin SRAC sau prin eforturile conjugate ale altor. Da, trebuie aceeași muncă titanică ca și la traducerea ediției a 5-a, pentru că fiecare ediție este cam, nu total, dar mă rog, foarte mult revăzută. Da, asta e foarte important ce a spus. Și cealaltă carte care aia dumneavoastră ar trebui să o prezentați, că ați tradus-o. Cartea aceasta, Arhitectul Calității, reprezintă de fapt memoriile lui Joseph Moses Juran. Acesta este numele complet al compatriotului nostru, trăit în America din 1912 și care a decedat la fabuloasa vârstă de 103 ani în anul 2008. Am fost în corespondență cu el până în 2005, deci după ce am plinit 100 de ani. Am fost chiar invitat la celebrarea centenarului în Statele Unite, în Connecticut. Din păcate, deplasarea era foarte costisitoare, n-am putut să-i dau urmare invitații. Important e că această carte este tradusă și avem varianta română cu autograful autorului, cu o dedicație, cu profesor Nicolae Drăgulănescu, semnat Joseph Juran. Apare aici pe carte, pe pagina a doua din interior. Cartea aceasta este extraordinară, are așa de multe detalii despre viața trăită în România. El a trăit la Brăila și la Gura Humorului până la vârsta de
8 ani, deci practic în 1904-1912. Și apoi a emigrat cu părinții și familia, cu frații lui, deci familia lui, în Statele Unite, unde a obținut după vreo 15 ani de studii diploma de inginer electromecanic. Și toată evoluția lui în industria americană, în guvernul american, pentru că a lucrat și pentru guvernul american, ulterior în Japonia, sunt, toate aceste realizări sunt cu totul deosebite pe plan științific, pentru că el a realizat o serie întreagă de principii, teorii, nu mai spun cărți publicate, nu mai spun articole publicate, în premier absolut. De exemplu, principiul Pareto aplicat în managementul calității, care spune că 80% din efecte se datorează la 20% din cauze. Acest principiu a fost, de fapt, enunțat de un demograf, Pareto, italian, care spunea că 80% din bogăția Italiei este deținută de 20% din populația ei, cu totul altceva. E bine, treaba asta se demonstrează și statistic și este foarte frecvent verificabilă. O altă contribuție a lui a fost cercul virtuos. Planificarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității. Altfel spus, în timp stabilești ce am de făcut, planific calitatea, apoi verific dacă sunt în stare să fac ceea ce trebuie, controlul calității, și apoi reduc domeniul pe care mi l-am propus să-l realizez prin îmbunătățirea calității. Cercul ăsta virtuos determină progres. Mai sunt multe altele, n-aș vrea să plictisesc ascultătorii noștri, telespectatorii noștri. Aș vrea să se prezint această Biblie care este... Înainte de a prezenta acea Biblie, permiteți-mi să le spun telespectatorilor noștri că această carte se mai avem încă câteva zeci de exemplare, se mai găsește, se poate cumpăra tot de la... Da, la sediu Strac. Și e foarte ieftin, 50 de lei față de prețurile actuale. Deci cartea Arhitectul Calității. A treia carte, articole realizate de Moise Juran, este o antologie pe care am lucrat-o cu foarte mare plăcere și mult interes în traducerile mele, vreo 32 de articole publicate de Juran din anii 50 până înainte de 2000, puțin înainte de anul 2000. Deci el a fost foarte activ. Din cele 300 de articole publicate în decursul timpului, am selecționat aceste 30. Bineînțeles, toate cărțile sunt făcute cu aprobarea Institutului Juran, juran.com din Statele Unite, Connecticut, care și-a dat aprobarea și ne-a acordat această licență. Deci și această carte poate fi eventual ținută de la SRAC. Ce mai avem? Mai avem o carte acolo pe care ați scos-o dumneavoastră? Asta e una mai veche a mea, Istoria Calității, scrisă împreună cu matematicianul Viorel Vodă, Dumnezeu să-l odihnească, specialist de asemenea în domeniul fiabilității și un om deosebit, care însă se oprește la anii 1990 și tot mi-am propus să continui volumul 2 singur, dar n-am reușit. Ei, poate colaborăm și îl facem mai repede. Da, uitați, avem o întrebare, domnul Chițoiu. Bună seara, aș dori să știu dacă certificatele noastre sunt recunoscute internațional sau doar în Europa. Ionuț, Radu 32 a pus întrebarea. Da, îi răspundem acum? Da, da. Deci... N-ați trebuit ocupa aici de certificare, încă n-ați spus. N-am ajuns încă la certificare, o să mai revenim poate după aceea. Certificatele emise de organismul de certificare SRAC-CERT, care este și membru și partener al organizației internaționale IQNET, International Quality Network, sunt recunoscute în toată lumea. Și mai mult, de exemplu, într-o țară, Germania, dacă o client cere un certificat, adică producătorii prezintă certificatul SRAC și el vrea un certificat de la organismul german DQS, atunci organismul german DQS, pe baza certificatului SRAC, poate elibera un certificat secundar, pentru că există această recunoaștere și reciprocitate între partenerii IQNET. Pentru telespectatorii care n-au urmărit emisiunile precedente, aș vrea să specific din nou faptul că certificarea înseamnă, de fapt, o atestare în scris a conformității unui produs, unui serviciu, dar și a unui sistem de management
și chiar și a unei persoane cu cerințele într-un anumit standard, un referențial transparent, prestabilit. E bine, certificarea aceasta generează încredere și consumatorii ar trebui să știe că doar produsele certificate merită încrederea de a fi cumpărate. Poate vei spune, dar organismele astea de certificare, de unde știm noi că, într-adevăr, ce fac ele, fac o treabă bună și corectă, legal. Acestea, la rândul lor, sunt acreditate. Deci există și sistemul acreditărilor. Acreditarea înseamnă o recunoaștere, tot așa, înscris, a faptului că o organizație, fie ea de inspecție, fie de certificare, fie un laborator de testări, este organizat și funcționează conform unui standard, tot așa, prestabilit și transparent. Deci, cu certificarea și cu acreditarea reușim să creăm încrederea de care dumneavoastră, telespectatorii, consumatori, aveți nevoie pentru a cumpăra produsul X de la producătorul Y și nu altceva. Nu trebuie să ne bazăm prea mult pe publicitatea care nu spune chestia asta. O publicitate credibilă este cea care spune produsul X a fost testat de organizația cutare și a fost găsit conform cu standardul aplicabil. Atunci, publicitatea respectivă merită nota 10. Să revenim la certificare. Deci cum faceți ca să fie recunoscută nu numai în Europa? Cu IQ.net-ul? Cu IQ.net-ul, dar nu numai cu IQ.net-ul. Hai să vorbesc puțin despre recunoașterea certificărilor și lansul încredere în certificare. Vorbesc de certificarea de sistem care, deși s-ar putea zice că nu interesează consumatorii, eu am să vă spun de ce, poate să îi intereseze foarte mult. Deci, pentru a fi la un nivel competitiv și a asigura eficacitatea unei organizații, aceasta trebuie să folosească sisteme de management adecvate și eficace, conform standardelor ISO pe domeniile respective. Și există mai multe sisteme de management. Pentru managementul calității, standardul ISO 9001. Pentru managementul mediului, standardul ISO 14001. Pentru managementul siguranței alimentare, standardul ISO 22000. Pentru securitatea informațiilor, 27000. Standardul 27001 și așa mai departe, acestea fiind cele mai utilizate standarde care definesc cerințele pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management și constituie și referențialul pentru certificare. Deci, certificarea unui sistem nu înseamnă certificarea produsului, nu înseamnă nici măcar certificarea întreprinderii, ci înseamnă certificarea sistemului de management al organizației după un anumit standard. Care sunt avantajele certificării sistemelor de management pentru firme și care sunt și pentru consumatori? În primul rând, standardul ISO 9001 este un standard recunoscut și aplicat internațional în toată lumea. Este cel mai utilizat standard din lume. Are un palmares legal și instituțional care depășește granițele naționale și sectoriale, oferind un impact pozitiv asupra calității. Statisticile ISO spun că în 2011 aveam pe plan mondial 1.111.000 organizații certificate ISO 9001. Exact. Din care 90% sunt în Europa și în Far East, Extremul Orient. Dacă mai am timp, eu am niște tabele cu certificările ISO în lume și poate menționăm... Cam câte sunt în România și cam cine le-a făcut? Culmea este că România se află în primii 10 la două certificări de sisteme de management. Deci România e pe locul 6 în lume la certificări pe siguranța alimentului, ISO 22000. Este pe locul 10 tot în lume cu 350 de certificări la certificarea securității informațiilor, 27001. Și mai este și pe locul 7 la certificarea sistemelor de managementul mediului, ISO 14000, cu 7418
certificări. Deci cine dorește date statistice mai ample, pe site-ul ISO-CH, ISO înseamnă International Standardization Organization, deci ISO-CH e un site din Elveția, unde are sediul această organizație importantă de standardizare la nivel internațional, se găsește publicația ISO Review și de regulă cu un an întârziere. Deci acum se poate accesa ISO Review 2011. Și acolo avem toate statisticile cu toate certificările la nivel mondial. Deci revenind, certificatul pentru un sistem de management deliberat de un organism de certificare competent și credibil este cheia către piețele europene, către piața globală și prezintă dovezi pentru menținerea gradului de încredere stabilit. Sunteți de acord să spunem pașaportul pentru anumite piețe? Pașaportul pentru deci, anumite certificarea piețe. Certificarea de sistem asta, a producătorului, certificarea de produs a produsului. Asta era chiar pașaportul. O deviza noastră, da. A organismului nostru mai de mult, IQ.net, un pașaport pentru... Așa. Da. Deci un sistem de management certificat ajută deținătorul certificatului să inspire încredere clienților săi și să-și mențină clienților. La ISO 9001, unde stăm cei mai avansați, cum stăm? Cam câte certificări avem? La ISO 9001 avem... nu există o statistică clară și exactă, dar avem peste 12.000 de firme certificate. În România? În România, da. De toți certificatori? De toți certificare și piața de certificare este foarte variată. Există cel puțin 10 organisme străine de certificare care acționează pe piața României, plus încă vreo 10 organisme românești, plus încă vreo 10 organisme fantomă de apartament care dau certificate pe bani. Și care nu sunt acreditate. Și deci, care nu sunt acreditate. Ideea ar fi că nici nu trebuie să stăm de vorbă cu asemenea firme. Stăm de vorbă numai cu cele acreditate. Valoarea unui certificat depinde foarte mult de seriozitatea organismului de certificare. Aceasta și rețeaua din care face el parte, ca de exemplu IQ.net, trebuie să fie cunoscută și recunoscută pe piață ca fiind un membru de valoare al unei cooperări. De ce este important? Deci orice certificat care este dat de un organism de certificare acreditat, teoretic este recunoscut. Și pentru că aici se creează lanțul încrederii, care pornește de la International Accreditation Forum, IAF-ul, care este Forul Internațional de Acreditare, care are ca membri ăștia regionale de acreditare, cum e EAU, European Accreditation, Pan American, etc. Deci platforma de recunoaștere reciprocă cu, între organisme și certificate. Cu memorandumul de recunoaștere reciprocă, care recunosc organismele naționale de acreditare care au fost evaluate de ei, cum este și în țara noastră RENAR-ul, și care recunosc în final firmele certificate de aceste... Recunoașterea înseamnă și o cunoaștere prealabilă. Exact. De aceste organisme de certificare existente. Acreditate. Da. De fapt, ce înseamnă încredere? Înseamnă o anumită predictibilitate a comportamentului. Asta rezultă numai din cunoaștere. Ce recomandări ați transmite telespectatorilor? De ce e important și pentru consumatori și telespectatori? Da. Pentru că să știe, de exemplu, un produs făcut de o firmă, de cine este certificată, de cine are sistemul de managementul calității certificat. Pentru că... Dacă l-are, că unele nici nu au. Nu toți producătorii au certificate de sistem de management. E adevărat, dar poate să se informeze și documenteze și de cine e certificat. Așa, ambele aspecte. Pentru sunt că dacă este certificat de un organism acreditat și produsul respectiv nu îl satisface sau îi prezintă anumite defecțiuni sau nu e în regulă, el poate să reclame la organismul de certificare. Asta e o concluzie foarte importantă și cu asta aș fi vrut și eu să subliniez pentru telespectatori. În momentul în care un produs, un serviciu nu dă satisfacție, dacă el a fost certificat ca atare, ca produs, ca serviciu, iar
organismul care a, organizația care l-a produs, producătorul sau prestatorul, a fost și el certificat cu sistemul său de management, reclamațiile pot fi direcționate către organismul de certificare și nu către Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor. Și depinde, dar, că la produse nu, majoritatea nu sunt certificate, decât alea care intră... Dumneavoastră, cam ce produse ați certificat? Intră sub incidența directivei europene. Noi am certificat numai ăștia care... În domeniul reglementat. În domeniul reglementat, în care certificarea e obligatorie, adică produsele intră sub incidența directivelor europene și pot afecta sănătatea, securitatea, viața persoanelor sau mediului. Dar certificarea facultativă n-a fost în vizorul SRAC-ului? Nu numai a SRAC-ului. Eu am fost în bordul unei organizații europene, Eurocert Building, care a vrut să introducă pe piață o marcă voluntară. Pentru că pui că un produs este conform directivei europene, dar asta nu înseamnă că acel produs este de înaltă calitate. Este de calitate și satisface cerințele de care ai tu nevoie. Pentru că directiva, ca să fie conform directivei europene, trebuie să aibă acei parametri care să nu provoace daune, să nu... Da, dar se știe acest lucru, că certificarea se referă la securitate. Deci exact. La faptul că produsul nu este periculos pentru om, și pentru mediu. Și atunci Eurocert Building a vrut să introducă pentru produse în construcții și o marcă de calitate care să satisfacă antreprenorii sau utilizatorii constructorii. Ei, Comunitatea Europeană n-a fost de acord cu această marcă voluntară, pentru că nu trebuie să sufocăm piața de mărci. Dar marca CE este, care este practică la noi, la ce servesc? Ce semnificație au? Marca CE? CE, da. După unii înseamnă CE, China Expo. Și după alții, Comunitatea Europeană. După alții, Comunitatea Europeană, și este conform unei directive a Comunității Europeană și se poate pune numai dacă produsul e testat și certificat de un organism notificat la Bruxelles, nu de oricine. Bun, ne oprim aici pentru că am ajuns aproape la final. Mulțumim celor care ne-au urmărit, mulțumim celor care ne-au pus întrebări prin chat. Promitem că în fiecare luni seara la ora 21, în emisiunea Calitatea Subiect de Interes Național, să stăm de vorbă cu persoane, personalități care au creat condițiile ca această protecție a consumatorului în România să fie eficace, să fie eficientă, să existe și să nu fie un slogan politic, cum e pe la alții. Vă mulțumim! Bună seara! Bună seara!